Pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirus SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 prevede proiectul de ordonanță publicat pe site-ul Guvernului. Beneficiarii indemnizațiilor vor fi salariații angajatorilor pe perioada reducerii sau întreruperii temporare activității total sau parțial, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă. Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar numai târziu de 31 martie 2022. Totodată proiectul de ordonanță prevede suportarea din bugetul de stat a unei indemnizații de 75% din câștigul salarial mediu brut reglementat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru profesioniști astfel cum sunt reglementați de articolul 3 alineatul 2 din legea numărul 287 din 2009 privind codul civil republicată cu modificările ulterioare. Persoanele fizice care obțin venituri din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de legea numărul 8 din 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, Republicată cu modificările și completările ulterioare, persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza legii numărul 1 din 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației republicată cu modificările ulterioare. De asemenea, se va acorda o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente cu contraprestație activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pentru persoanele prevăzute la articolul 671 alineat 1 lit, litera a c din Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69 din 2000, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa structurii sportive.